Steaua București se pregătește pentru ultima partidă a turului de campionat contra celor de la Metalul Buzău. Daniel Oprița nu se poate baza la această întâlnire pe Ștefan Mușiat, în continuare suspendat, dar înlocuitorul acestuia, Raul Bălbărău, a dat siguranță pe acest post în meciurile cu Dinamo 2 și CS Tunari. Golkeeperul de 19 ani din Galați, care a părăsit la o vârstă fragedă orașul natal, ne-a povestit mai multe amănunte din cariera sa de fotbalist. Am crescut la Oțelul de la 6 ani, am început fotbalul, am plecat la 11 ani în Italia, am jucat un an la Padova, apoi am revenit în țară la Oțelul Galați, am câștigat de 2 ori Cupa Hagi cu Oțelul la Galați. Apoi am semnat aici la București cu Academia lui Atletico Madrid. Am plecat 2 ani la Ploiești, apoi la Slatina, iar acum sunt jucătorul Stelei și pentru mine reprezintă o mândrie acest fapt. Cum a fost pentru tine să pleci de mic de acasă, Raul? Da, să știți că chiar am plecat de mic. Prima dată am plecat de mic la 11 ani, am plecat singur, apoi la 14 ani în București. Da, a fost greu, dar chestia asta m-a responsabilizat. Dați seama, un copil care pleacă fără părinți, deși am avut sprijinul lor necondiționat, întâmpină dificultăți. De ce ți-ai dorit să fii portar? Portar mi-a plăcut de mic, de la 6 ani jucam FIFA și îmi plăcea foarte mult Buffon și Casillas. Se aruncau frumos, îmi puneam perne în casă, a fost pasiunea mea de mic și dacă ar fi să reîncep fotbalul de 10 ori, tot portar aș vrea să fiu. Raul Bălbărău a promovat în sezonul trecut cu CSM Slatina în Liga a doua și nici nu concepe să nu realizeze aceeași performanță și cu Steaua. Cum ai primit vestea că vei veni la Steaua în vară? Terminasem cu Slatina, puteam să rămân și acolo, dar pentru mine să joci la Steaua este mai important decât să joci la orice echipă de Liga a doua sau Liga a întâi, chiar dacă în momentul acesta suntem în Liga a treia. Cum e concurența cu Horia și cu Mușat? Horia și Mușa sunt doi băieți extraordinari, doi portari foarte buni. Concurența este benefică, fiecare tragem să apărăm cât de bine putem. Când decide Mister Oprița să ne bage, fiecare încercăm să facem ce trebuie pentru echipă, să ajutăm echipa și să rămânem în poartă cât mai mult. Cum e atmosfera după acest 0-0? Suntem puțin triști că nu am reușit să învingem, noi ne dorim să câștigăm toate meciurile. Nu este o tragedie, încă suntem pe primul loc, vom fi pe primul loc și la sfârșitul campionatului și vă asigur eu că vom promova, sunt 100%. Meciul dintre Metalul Buzău și Steaua București va fi transmis în direct de Steaua TV, sâmbătă de la ora 14.